Domnul Gruia, cum e cu mâna care iese din dulap cu telefonul? E un sport național și eu zic că e practicat de tot mai mulți tineri, mai ales de la noi din țară, pentru că și de noi ăștia mai în vârstă, pentru că ori avem o ședință, ori se întâmplă ceva și mai băgăm telefonul pe sumasă și mai tastăm. Hai că ne auzim mai târziu. Acum depinde de textura mesajelor care le dăm. Dar eu zic că e un sport național pentru că tot timpul mai dăm mesaje pe dinapoi ca să nu vadă nimeni. Genul mesajelor secrete, ca să zic așa. Mai subtile, ca să nu fie vizibile. Ce este mai dificil în fotografia, în fotomanipularea dumneavoastră? Găsirea subiectului, ideea sau realizarea tehnică? Cred că cel mai dificil e conceperea unui concept, astfel încât ideea să fie în principiu originală. Restul de parte de lucru nu mi se pare destul de greu, pentru că oricum cunosc tehnici de editare, știu cum să fac pozele. Cel mai greu și dificil e să găsești un concept original. Și mai ales la cele care le-am făcut acum tipic românești. Nu că a fost greu, dar a fost destul de dificil ca să găsesc concepte românești, ca să zic așa, să le transpun în manipulare. Dar a ieșit destul de interesant. Eu sunt foarte încântat de ce a ieșit, ca și concepte, ca și idei, fiecare în parte. Care este number one? Number one sunt toate 31 pentru mine. Pentru că fiecare imagine în parte reprezintă number one. Pentru că, repet, sunt concepte diferite și îmi plac toate atât de mult încât le-am expus. Ce s-a întâmplat de acum 370 de zile și până azi? S-au întâmplat multe. Am conceput multe concepte tipic românești. Am început o serie tipic românești și am evoluat un pic în tehnici de editare, în ideea în care am încercat să manipulez tot mai real, să le duc tot mai mult spre realism imaginile. Cum faceți să se potrivească lumina, focalizarea, când combinați două imagini și toate elementele celor două expuneri? Încerc să fac tot timpul imaginile de tip stock, pe aceeași lumină, cam la aceeași oră și cam la intervale de mai puțin de 5 minute. Haideți să vă arăt la o poză. La care vreți? O luăm pe asta? Hai. Tipic românesc. Prima dată am făcut imaginea la mâini pentru că deja știam conceptul care o să fie, după care am făcut imagine la bani la distanță de 3 minute. Am avut aceeași lumină, aceeași temperatură, aceeași locație, deci imaginea mai mult decât reală. Dar cu vaza spartă și mâna respectivă, cum se potrivea? Că se potrivea perfect. Sunt tehnici acolo de editare un pic mai complexe și acolo am mers foarte, foarte mult pe editare de asta mai complexă, pentru că erau foarte multe cioburi care trebuiau adunate și nu ca adunate, dar mai ales aranjate. Și rezultatul final, ați văzut și dumneavoastră, anul trecut, a fost foarte realist. Ce a spus vânzătorul când ați vrut, pentru ce vă trebuie vaza, ca să sparg? Și acum am mai vrut să fac un concept de genul cu vază spartă și tot așa m-am dus să caut ceva și păi avem de aia, păi vreau să sparg. Cam asta e reacția. Ați mai pățit ceva similar? Da, de aia zic. Am mai pățit acum recent, am mai dus proiectul la final, dar am pățit. Pățesc tot felul de idei. Care era proiectul? Păi secretul, probabil o să-l urmează, da. Ați rămas tot la Photoshop ca soft principal. Nu prea să e genul ăsta de expoziție, sau nu se practică la noi în țară genul ăsta de expoziție, care să fie un cap de afiș care să aibă invitați. Exact cum am zis și la început, e ca și un concert la care există un artist veritabil, cântă și în deschiderea lui există alt cântăreț sau alți cântăreți. Așa am conceput și eu prezentarea lor să fie în deschidere și în plus față de asta mi se pare și oameni extraordinari. Să-i stimulăm să facă și ei. Exact, nu neapărat să-i stimulăm. Aia e clar că sunt foarte bun. Și foarte bun și foarte talentați și trebuie expuși și în mediul
nu numai în mediul online, și în mediul real, în viața reală. Așa pot lua contact cu lumea, să simtă emoție, să simtă bucurie, să simtă tristețe dacă există vreo critică, astfel încât încet, încet să devină și ei artiști. La un moment dat să fie și ei cap de afiș la o expoziție. Pe când faceți o galerie de artă? Deocamdată facem doar prezentări sau fac doar prezentări, astea a doua, vedem feedback-ul care-i de după și după aia las lucrurile să vină de la sine, nu le forțez. Mulțumesc! Aș vrea în primul rând să oferim câteva aplauze calde celor trei expozanți pe care am încercat să... Eu îi felicit pentru că au avut curajul să intre într-un astfel de proiect alături de mine și eu cred că sunt niște oameni în primul rând deosebiți, de la care am învățat câteva chestii foarte interesante în ceea ce privește arta fotografică. Și am vrut să le dau ocazia să iasă din mediul online și să socializeze cu cei care le văd pozele printate pe pereți. Nu să se rezume numai la like, la comment sau un share sau discuție în mediul online. Le mulțumesc încă o dată și sper să pe viitor și ei să fie cap de afiș la un eveniment. Ca și manipulare foto, cred că acum cam știți în primul rând cam ce înseamnă. O combinație de mai multe imagini. Rezultatul final e o imagine, e o poză manipulată. Am conceput expoziția asta, în primul rând, de la conceptul Live Live Not Online, să ieșim din mediul virtual și să trăim puțin și cel real, în care să socializăm, să comunicăm și să vorbim despre poze, că sunt fotografii simple sau că sunt imagini manipulate care o să fie în spatele meu. Să vi le prezint pe fiecare în parte. În cadrul acestui proiect o să vă fac o prezentare la două imagini, una tipic românesc și a doua din nou tipic românesc. Sunt niște concepte tipici românești la care am lucrat și de fapt e un concept care s-a dezvoltat anul trecut încet, încet, fără să-mi dau seama până în ziua de astăzi când am ajuns să le expun. Și o să vă arăt o imagine destul de interesantă. Asta e imaginea de la care am plecat și pe imaginea asta am făcut încă un concept. Oameni mici într-o lume mare. Efecte, Photoshop. 2017. Într-o zi n-aveam imagini din pe care să lucrez și am luat tot imaginea asta. Și am transformat-o în... în așa ceva. Visul românesc. Cred că în țara asta sunt cei mai mulți jucători la loterii, pariuri sau ce mai fi. Toți ne gândim, da, de o mare acasă și am găsit o basculă de bani. Și am folosit hârtia de un leu pentru că e tipic românească. E hârtia cu cea mai mică valoare, dar care face diferența de cele mai multe ori. Un leu. Eu țin minte, prin anii 90, plus minus, aveam o vorbă noi copii prin cartier. Ce-ai făcut ieri? Am bătut cu el. Adică n-am făcut nimic. Ne-am stat acasă, ne-am uitat în tavan. Și cum avem un cui în oraș, un obiectiv destul de interesant, zic că hai să-l folosesc. Și am pus ciocan. Astea sunt pozele de la ciocan. Pentru că trebuia să-mi fac niște poze ca să am imagini după care să lucrez. Acasă, în spatele blocului, cel mai bun studio, să știți. După ce am avut pozele stochime aici, am putut să pun ciocanul cam în ce poziție am vrut și cum am vrut. Am făcut un fel de serie. Și am ajuns la imaginea asta. Dacă suntem români și batem cuie la plictiseală, m-am gândit, zic, de ce să nu le scoatem? Și am început. Mi-am îndreptat imaginea
Și încet, încet trebuia să fac cumva să dispară cuiul. Copy, clone, heal, clone, tot felul de efecte. La un moment dat am avut cui, nu mai avem cui. Și de aici mi era destul de simplu să lucrez imaginea în continuare. Aici, dacă vă uitați în partea dreaptă, sunt foarte, foarte multe layere. O să le deselectez pe fiecare în parte, să vedeți, de fapt, despre ce e vorba. Și cam asta e ideea în sine. Batem cu ei, scotem cu ei. Au apărut tot felul de comentarii pe imaginea asta, nu contează. Am vrut să o prezint public ca să elimin orice suspiciune de orice alt subiect. Imaginea asta, poftim? Bineînțeles. Și cred că natura e genul de locație pe planeta asta care ar trebui respectată și protejată. De sezon, pentru toți fotografii care când vine toamna rup cardurile de memorie și aparatele cu poze la frunze. Eu am băgat frunzele direct în obiectiv ca să nu mă mai chirvesc cu... Tabloul meu e real. De fapt, în imaginea asta e un tablou real, l-am acasă și aveam și paharul cu care am făcut imaginea respectivă. Mi-am dus mâna ca și cum aș pune paharul în tablou. E o chestie ireală. În general, suntem duși cu pluta. Aici suntem duși cu barca. Din pasiune cu dragoste. Cred că chestia asta de gătit, dacă n-ai pasiune pentru ea, nimic nu iasă. Și de obicei la bucătărie se fac o grămadă de experimente ireale, care încet încet devin să devină reale la stomăcel. O banană e reală, din paste făinoase. Pentru fumători, cei care fumează, vă rog să serviți un pic de natură. Genul de invitație la cină, un pic mai romantică, mai altceva. Aveți nici copii? Mi-e dor. Mi-e dor de tine, mi-e dor de dragoste, mi-e dor de clipe frumoase. Aici cred că bărbații căsătoriți știu ce înseamnă cel mai bine imaginea asta. Cred că nu are rost să o mai descriu. Eternity, o imagine care am prins-o în două sezoane diferite, vară și iarnă, și am împărțit imaginea efectiv în două și cred că dragostea e o chestie care durează la nesfârșit. E același copac, aici vara, aici iarna. Găsim dragoste și iubire ca în pretutindeni. După ploaie vine soare, care mi se pare o poză destul de balcanică prin textura peretelui care o am. Foarte interesantă. Aici domnii cred că ar trebui să învețe o chestie interesantă, astfel încât micul dejun să devină o chestie super mișto. Toamna mea e reală. Domnișoar, că sunt mulți copii aici. Domnișoarele, când pică, se lovesc, trebuie ajutate. Să fiți atenți tot timpul, da? Iubirea e pentru tine și o găsim cam peste tot, dragostea. Aici sunt pozele care le-am prezentat. Cuiu bătut, cuiu scos. Tipic românesc și îmi place foarte tare proiectul ăsta. Fabrica. În anii 90 aveam numai MTV-ul și Atomicul. Acum avem Etno de 7 tipuri și eu cred că fabrica... Școala de muzică e o fabrică de violoniști, de ceceraști sau cum le mai zice. Spor național. Corect? Un proiect tipic românesc, superb. Și povestea în sine e foarte interesantă. Găina și ouăle de aur. Din nou leu, care face diferența. Absent prezent pentru toți șoferii care folosesc telefonul mobil în trafic. Deci când ai folosit telefonul mobil ești cam absent. Cam așa arătați în trafic.
pentru o viață sănătoasă, consumați minim 2 litri de apă zilnic. Oamenii înecați de la apă am văzut, dar de bere niciodată. Poza care am prezentat-o tipic românesc, cu visul românesc. Rugăciunea greșită, pentru că de cele mai multe ori, românul fiind mai sărac, cere bani de la Dumnezeu, ceea ce e greșit. Asta e genul de proiect la care toți suntem finanțatori, fără nicio aluzie, fără nimic. Cred că toți am fost odată în viață la biserică și am pus cel puțin un leu. Aici e. God Remix. Cred că la unele biserici, nu trebuie să specificăm care, au o muzică aparte la coruri, de pe mine unul mă dau pe spate. Și atunci am fost super mega inspirat la poza asta. Este o fotografie realizată înainte de satul Văleni cu un prieten foarte bun. Ne-am distrat un pic cu obiectivele. Teoretic a fost o joacă, nu a fost nimic planificat. S-a întunecat și am văzut că foarte interesant lumina cum trec mașinile și am zis hai să facem treaba asta. Făcută și... dintr-una singură? Da, una singură. De obicei nu foarte rar fac compuneri, să zicem așa, să nu zicem manipulări, că... Lăsăm pe gruia. Da, lăsăm pe gruia să facă manipulările, noi facem fotografie. Din când în când mai fac și eu câte un HDR sau câte un compozit, câte un layer masking ceva, dar aici nu este cazul. Se potrivește foarte bine culoarea caldă a luminii de la mașini cu atmosfera de noapte. Exact, exact. Asta a fost ce ne-a prins și pe noi când am început să facem fotografiile astea și reflexiile, cum a fost un pic de ploaie înainte, cam ne-a plăcut cum se reflectă pe asfalt, deci a ieșit chiar o chestie interesantă. Avem un cadru despre o cascadă puțin mai greu accesibilă. Toți am auzit despre izvoarele albastre al Izei. Este în zonă, este peștera de la izvoarele Izei, cum ar veni, cam drumeție de două ore, chiar trei ore, dacă nu ne grăbim. Și ajungem în zona asta, care mie mi s-a părut foarte, foarte, foarte interesantă. Un pic, într-adevăr, greu accesibilă, că... dar trebuie să ne bucurăm un pic de peisajele. Expunere lungă? Da. Da. De obicei toate cadrele care mi se mai se expune lungi, încerc și la apusuri să mai scad, să am cât mai mult expunere lungă, secundă, două măcar. Foarte mult mi-a plăcut cum stă și... cum vine lumina. Da, și tot, tot cum s-a aliniat acolo. Chiar am crezut că nu o să fie niciun cadru pe ziua aceea și am intrat într-un bârloc mic și am văzut asta. Am fost într-o excursie, într-o mică excursie la Creasta Cocoșului și ne-am întâlnit cu domnul și a zis: ce faceți băieți, n-aveți o țigară? Și i-am dat o țigară și am prins momentul, fracțiune de secundă. Ce pot să spun? Idee și realizare. Idee. În prima imagine sunt copilașii mei. Cu ei mă joc foarte mult. Nu prea vor să stea la pozat, dar important este să-i surprinzi. Trebuie să intri în lumea lor ca să poți să îi captezi atenția și să-i poți să-i surprinzi. Este făcut într-un studio, de asta a fost și mai greu de... lumina foarte bună. Da. Nu este făcut, este o lumină continuă, nu este un blitz, este un clar obscur. Se disting foarte bine de digital care e da. Da. Această fotografie este făcută într-o căsuță veche,
foarte veche, se și văd geamurile foarte vechi. Este normal, mai am o fotografie care vrea să reprezinte că este iarnă. Fotografia asta am scos fulgi de zăpadă. Și ce pot să zic despre ea? Asta e făcută printr-un geam. Printr-un geam, e un geam deschis.